Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine ați venit și bine v-am găsit în cadrul festivalului SER de Teatru la Pontul Euxin, ediția a doua. Numele meu este Catinca Hanțiu și sunt gazda dumneavoastră în această seară. SER de Teatru la Pontul Euxin este un proiect tânăr și frumos care așează arta la loc de cinste. Proiectul este organizat de oțelanul Ioana Cătălina PFA și finanțat de Primăria Municipiului Constanța. Ne propunem să vă invităm în fiecare weekend, în perioada 7 august 6 septembrie, pe malul lacului Tăbăcărie, aici, unde în fața dumneavoastră, vor urca pe scenă artiști îndrăgiți. Pentru mai multe detalii, nu ezitați să contactați pagina noastră de Facebook, SER de Teatru la Pontul Euxin, ediția a doua, 2020. Revenind la această seară, vă propunem în deschiderea festivalului spectacolul Fata din Curcubeu, al cărui text și regie stau sub semnătura Liei Bugnar, în interpretarea actriței Marcela Mutoc. Fata din Curcubeu este o lume într-o coajă de ou, un pumn în stomac care doare cu duioșie, un zâmbet care îți răsucește cuțitul în rană. Fata din Curcubeu este un one-woman show care te face să râzi și să plângi pe măsură ce îți dezvăluie povestea. Înainte de începerea spectacolului, vă reamintim și vă rugăm să rămâneți la locurile dumneavoastră, respectând astfel distanțarea obligatorie, să purtați masca de protecție obligatorie, acoperind atât nasul cât și gura, și să nu uitați să păstrați telefoanele pe modul silențios. Vă mulțumim și vă dorim vizionare plăcută! Aveți-o eu? Că aveți cumva mă lăbă. Nu? Dumneavoastră aveți un leu? Iau și de 5. Aveți un leu? Foarte mulțumesc. Uite aici, am o cutie frumoasă pentru lei frumoși. Puneți aici? Iată. Mulțumesc. Noastră n-aveți? Uite ce frumos, mulțumesc mult. Nu că eu vi dau fiecare leu, îl dau înapoi, adică cum depășesc etapa asta, că aici e adăpostul meu, dar cum depășesc etapa asta, vă dau fiecare bănuț înapoi. Nu m-am ziceți că mi l-ați dat, eu vi-l dau, adică acum aveți un leu. Nu? Nu, înțeleg. N-am tot un leu. Și un leu. Un leu? E un leu! Că n-ai niciun ban. Un leu face că toate comorile lumii, când ești bogat. Un leu e nimic. Vă văd frumos îmbrăcat. Parfumați, uite doamna cu mărgele. Păi, pentru voi un leu e aproape nimic. Dacă toți oamenii pentru care un leu e aproape nimic ne-ar da nouă leu ăsta. Nouă. Omeniei. Împrumutul pentru ridicarea de jos. Pentru ieșirea din gunoi. Pentru îndreptarea coloanei vertebrale. Pentru revenirea la calitatea de om. Mă, că oamenii nu se organizează niciodată în felul ăsta. Cele două tabere, a celor care au și a celor care n-au un leu, sunt complet și definitiv separate și nu se întâlnesc niciodată. Păi eu, de exemplu, dacă aș strânge un leu de la fiecare dintre voi, viața mea ar face un salt calitativ uriaș. Aș putea să închiriez o cameră pe săptămână. Când duci clientul în cameră, poți să ceri alți bani. Alt tarif, poți să creezi o atmosferă, să-l învălui, îl prăjești după nărele. Cu banii strânși în cameră într-o săptămână, mi-aș închiria pe o lună. Într-o lună încep deja clienții să-ți învețe adresa. Toc, toc, toc. O dau și la alții. Toc, 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 toc. Cu banii pe o lună mi-aș închiria pe 3 luni. Cu banii pe 3 luni mi-aș închiria pe un an. Cu banii pe un an mi-aș cumpăra toneta de înghețată. Visul meu dintotdeauna să vând copiilor înghețată și celor care n-au bani să le vând gratis. O, nu cred că poți să dai faliment dacă dai din când în când o înghețată gratis. A, nu, 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 că nu le-aș da decât celor care n-au bani deloc. Păi,
Cum aș vedea unul cu pantofi de lac că vine să-mi ceară gratis, i-aș spune, ia, du-te mai puișor la tăticu și spune-i să se scobească de câțiva bănișor, că ăsta o fată care a muncit din greu pentru toneta asta. Și oricât aș câștiga cu toneta de înghețată, n-aș vinde-o niciodată să deschid o afacere mai mare. Nu vând toneta! Toneta ar fi ca și când am ajuns acasă după un drum lung. După aia, clipă, de dragul ei, al clipei. Momentan eu îmi duc clienții la cinema Curcubeu. Ultimul rând, locurile 13 și 14. Bondis autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne et se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras, emportée par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le fleuve sans effort nous pousse en chaîne l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Vas-y, scopa, cum v-am cântat! Cerșetoare, eu!